Magistrala 6 a metroului între capitală și aeroportul Otopeni ar putea să fie gata în 2020, așa a declarat ministrul transporturilor Sorin Bușe, însă termenul asumat oficial pentru tronsonul de metrou rămâne 2021. Bucureștiul va găzdui peste 4 ani 4 dintre meciurile campionatului european de fotbal Euro 2020. În dosarul de candidatură, Federația Română de Fotbal a inclus angajamentele autorităților române privind realizarea până la începutul competiției a unei linii de metrou până la aeroport și a unei legături pe autostradă între București și vestul Europei. Tot în 2021 ar putea fi gata și al doilea tronson al magistralei 5 de metrou pe secțiunea Eroilor Iancului. Proiectul este estimat la 1 miliard de euro și va fi finanțat din fonduri europene. Linia 6 va avea 12 stații și o lungime de 14 km. În prezent, în capitală sunt realizate lucrări la două tronsoane de metrou, magistrala 5, drumul Taberii Eroilor, și magistrala 4, 1 mai Străulești. Potrivit estimărilor actuale, ambele tronsoane vor fi finalizate anul viitor.